Adriana Bahmuțeanu ia apărarea lui Florin Salam în scandalul cu tânăra bătută de manelist într-o cameră de hotel pe 1 ianuarie și susține că este o scenare. Adriana Bahmuțeanu crede că Florin Salam ar fi fost implicat nevinovat în acest scandal pentru a-i fi cerută o sumă foarte mare de bani, însă nu el ar fi bătut-o pe respectiva tânără, despre care se crede că este damă de companie. Adriana Bahmuțeanu se poziționează din nou în tabăra apărătorilor lui Florin Salam, după ce în scandalul drogurilor din 2013 a fost de asemenea de partea manelistului. La vremea aceea presa scria că Florin Salam a recunoscut că, din când în când, consumă cocaină și lumea l-a pus la zid. Adriana Bahmuțeanu susținea atunci că manelistul se învârte în anturaje dubioase, cântă pentru interlop și de aceea ar fi fost tentat să cadă pradă drogurilor. Adriana Bahmuțeanu susține că lui Florin Salami s-a făcut o scenare în scandalul cu bătaia din hotel. O tânără în vârstă de 23 de ani susține că a fost agresată de Florin Salam într-o cameră de hotel în ziua de anul nou. Tânăra, despre care se crede că este damă de companie, îl acuză pe malelist că ar fi bătut-o și a mers la secția de poliție pentru a depune plângere penală. Adriana Bahmuțeanu susține că Florin Salam este doar martor în acest dosar, punctând că nu este inclupat. Din informațiile mele de până acum, florin Salam este doar martor în acest dosar, nu este inclupat. Atenție, nici măcar suspect, ceea ce demonstrează faptul că e posibil să fie și o înscenare, dacă ar fi fost probe suficiente în ceea ce privește persoana domnului Florin Salam. Cu siguranță ar fi fost inculpat în acest dosar. Deoarece un hotel important din București are camere de luat vedere pe hol, se poate demonstra dacă au intrat împreună în cameră, dacă au ieșit împreună în ce stare. Era victima când a intrat în cameră și când a ieșit, ursele mele spun că nici vorbă de așa ceva, că este o înscenare pentru a scoate o sumă de bani importantă de la Florin Salam și pentru a se folosi de notorietatea lui Florin Salam. A spus Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, citând un apropiat al tinerei care îl acuză pe Florin Salam de agresiune, Spineus, roscrie că manelistul ar fi avut o cerință importantă de cum fata a intrat în încăpere. Iar fi solicitate să își lase geanta la intrare într-un dulap, a reușit să scape din camera de hotel pentru că a început să strige după ajutor, chiar dacă era la etajul 10, 11 și nu auzea nimeni. El s-a speriat și așa a reușit să iasă din cameră. Florin Salam a pus-o pe fată să își lase geanta la intrare în dulap atunci când au ajuns în cameră, a declarat un apropiat al presupuse victime, ce spune poliția despre scandalul în care este implicat Florin Salam. Poliția Capitalei a anunțat marți că secția una a fost sesizată prin plângere scrisă de către o tânără în vârstă de 23 de ani că în aceeași zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră dintr-un hotel din sectorul un ar fi fost agresată fizic de către un bărbat în vârstă de 44 de ani. Agresorul este Florin Salam și incidentul ar fi avut loc în 1 ianuarie la Grand Hotel, fostul Intercontinental. Tânăra pe care ar fi bătut-o Florin Salam se numește Mihaela Cornelia Iancu, are 23 de ani și l-a reclamat pe manelist pe motiv că ar fi lovit într-o cameră a unui hotel din București, în prima zi a anului 2024. La data de 1 ianuarie 2024. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 1 Poliție, au fost sesizați prin plângere scrisă de către o tânără în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că în aceeași zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel situat în sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat în vârstă de 44 de ani, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București de GPMB.